Bună, dragii mei, la toată lumea! Ce faceți voi? Cum sunteți? Iată că am revenit cu filmat. Nu prea am stat ok. De ce? Pentru că am fost un pic obosită pe atâtea rugăciuni, vă dați seama. Dar mi-am revenit și îmi revin. Stați liniștiți că toate sunt trecătoare, da? Sper că sunteți bine. Vă mulțumesc pentru că vă abonați la canalul meu. Vă mulțumesc că existați. Vă iubesc pe toți. Mă rog pentru voi toți. Ați văzut că am pus și un filmat unde mă rog pentru sănătate și pentru dezlegările farmecelor care sunt căzute pe sănătatea voastră. Lăsați și sub acest video dorințele dumneavoastră legate de sănătate, de sport, de dragoste, de tot ce vă doriți ca să mă pot ruga, dragii mei, dragii mele. Cu această ocazie vă pup și vă îmbrățișez cu mare drag. Și nu uitați, când mergeți prin fața unei biserici, să aprindeți o lumânare sau să vă faceți o cruce pentru mine, să stau bine, să am energie și pentru copilașii mei și familia mea, da? Bărbatul meu și toată familia mea, ca eu să fiu bine, să am energie, să pot să prind putere, să mă rog pentru voi. V-am pregătit astăzi o cafeluță, facem o lectură în cafea generală, să vedem ce se mai întâmplă cu voi toți cei care mă urmăriți, toți abonații mei. Bineînțeles că este generală cafeluța, alegeți-vă, am pus căni diferite acum, dacă am primit ceva observații de la unele persoane, cănile nu sunt diferite. Stați să dau telefonul un pic mai așa ca să se vadă cănițele. Vă alegeți prima și a doua variantă, da? Care doriți, cum rezonați, ce se întâmplă. Și să începem, dragii mei, dragile mele. Mă bucur în primul rând pentru toate persoanele care îmi scrieți că începeți să stați ok după rugăciunile mele, așa prind eu putere. Hai să începem pentru prima căniță. Hai să vă extrag și o energie în cărți, să vedem voi toți cei din prima variantă ce vi se va întâmpla în viitorul apropiat, da? Ce se va mai întâmpla cu voi toți cei care vă uitați la acest video și veți rezona cu prima cănuță. Haideți să vedem. Voi aici vă apare soarele, vă apare o eliberare. Este clar că situația voastră, maxim în două săptămâni, maxim în două zile, două luni, se schimbă. Da? Dacă aveți acum în prezent o situație cu care voi vă confruntați și nu știți cum să ieșiți la liman, eu vă spun să stați liniștiți, vă apare soarele, vă apare universul, da? După nori apare soare, deci este bine, este cartea, energia cărții înseamnă eliberare de o situație urâtă, poate să fie de o boală, poate să fie de o dragoste dureroasă, poate să fie de o suferință care voi o aveți în sufletul vostru, maxim în două săptămâni, zic eu. Veți avea parte de o eliberare, fie cum o fi, este o eliberare. Vă veți simți mai eliberați pentru o anumită problemă. Să vedem cum se prezintă cănița voastră. Un drum, da? Aveți un obstacol la acest drum, din câte se vede. În fața drumului ați avut ceva, un șarpe, o râmă, adică un necaz, o problemă, dar ați depășit-o, ați dat-o la spate. Și ia uitați acolo ce pom frumos, ce brad frumos se face, da, brădulețul ăla, veți avea succes în anumite situații, mulți din această variantă. Asta este cana voastră, să vă uitați în mijlocul cănii, aveți un taur, dacă sunteți în zodia taur, sau poate să însemne un dușman, da? Sau poate să mai însemne, vom vedea după aia ce legătură stă în jos taurul, mănâncă iarbă. Ce va face, în fine, totuși are coada ridicată în sus, este un taur, dacă cumva sunteți în zodia taur, dar vom vedea pe parcursul lecturii, în casele voastre, hai să vedem. În primul și în primul rând îmi apare un M foarte mare, este clar că are legătură cu persoane cu inițiala de M. Și mai mi-apare un F. F-ul se vede un pic mai micuț, da? În casele voastre veți scăpa de un necaz, de o pierdere, de o supărare care voi ați avut-o maxim două săptămâni în casele voastre. Poate că are legătură cu această carte, vă eliberați de o situație care o planat în casa voastră cu supărare. Vă ați și vărsat lacrimi pentru această situație, vă veți elibera, veți scăpa de un necaz, de o problemă cu banii, ce știu, de certurile care le-ați avut, vă veți elibera, da? Ce mai văd aici? Văd o femeie care stă toată ziua pe telefon, poate că stă pe telefon, care treabă cu telefon, poate că comunicați foarte mult pe telefon, da? Atenție mărită că din cauza asta, dacă sunteți cu inițiala de G și I, din cauza asta aveți dureri de cap, da? Pentru că stați toată ziua, poate că aveți TikTok
și urmăriți cine vă urmărește, să vă dea like-uri, poate că aveți o afacere. Încercați să purtați ochelari dacă chiar aveți o afacere legată de internet, pentru că dacă nu veți avea dureri de cap. Dacă vă puneți întrebarea de ce am migrene, de ce mă doare capul, vă obosiți ochii stând prea mult pe telefoane, poate stați prea mult pe Facebook. Aici văd un cap de leu și mai mi-apare un clește de rac. Este clar că este zodia leului și racul, da? Care lângă piciorul vostru, dați cu piciorul, voi aici, văd că dați cu piciorul într-o piatră. Asta ce înseamnă? O chestie care nu vă interesează, o supărare care a fost în calea vieții voastre, da? Un blocaj, să zicem așa, voi îl dați cu piciorul, la aruncați, nu vă mai interesează acest lucru și bine faceți pentru că vă eliberați drumul să puteți merge mai departe. Aici aveți unii dintre voi o ancoră, o stabilitate pentru locul de muncă, cu toate că nu vă convine, poate vă plătește puțin dacă sunteți cu inițiala de L și O, mi-apare un L și O, aveți această ancoră, această stabilitate vis-a-vis de locul vostru de muncă, dar oricum ceva nu vă convine, da? Parcă ceva vă sâche, parcă ceva vă deranjează la locul ăsta de muncă, că lucrați și aveți grijă de o babă sau lucrați într-o fabrică sau ceva, cineva vă deranjează în acel loc de muncă, dar nu aveți ce face, văd că stați și suportați pentru că aveți nevoie de bănișor. Alte persoane renunțați dintr-o dată la un serviciu, nu mai aveți chef să mergeți, poate că vă veți certa cu șeful vostru, un om gras și rău, cu părul un pic vâlvoi în cap și cu barbă, da? Poate că omul ăsta este foarte rău, poate că nu vă plătește, văd că dintr-o dată renunțați, dar în două puncte, care înseamnă două zile, două săptămâni, poate să fie chiar și două luni, vă veți găsi în altă parte, un alt loc de muncă. Aici sunt două animale care se bat, dragii mei. Aici este binele și rău, da? În picioare stă un urs care are forță. Asta poate să fiți voi care aveți forța unui urs. Și se bate cu un crocodil. Deci este clar că binele se bate cu rău. Crocodilul ăsta are gura foarte deschisă și este și o cruce mare pe negru. Poate că aveți un necaz, da? Și voi ca persoane puternice vă luptați să scăpați de acest necaz. Poate că această cruce este un necaz mare în viața voastră, o boală. Poate vă luptați să scăpați de această boală grea care este căzută asupra voastră. Poate că aveți dușmani care vă creează probleme. Dacă sunteți cu inițiala de A, mai mi-apare un N și mai mi-apare un V, să știți că vă confruntați cu asemenea probleme, da? Poate nu toată lumea. Sunt 5 puncte. Mai aveți de tras 5 puncte. Poate să însemne 5 ore pe data de 5 luna viitoare sau 5 săptămâni sau, Doamne ferește, 5 luni. Mai aveți de tras și până la urmă veți scăpa de acest crocodil care înseamnă un necaz mare, pentru că voi sunteți ca un urs, ca și un urs, da? Și vă luptați și aveți putere și nu vă lăsați învinși. La picioarele ursului ăsta văd că este un bărbat culcat la pământ cu inițiala de U și se mai vede un B. Poate că în unele situații voi ca și femei ați luptat foarte mult pentru un bărbat, să zicem așa, și dintr-o dată vă hotărâți să nu mai luptați, îl puneți jos la pământ și spuneți, no, tu acum stai acolo, atât m-am zbătut pentru tine, n-are niciun sens să mă mai lupt, da? Poate că poate să însemne și asta, o luptă pentru o dragoste, vă luptați cu amanta, vă luptați cu cineva ca să câștigați din nou acest bărbat și până la urmă s-ar putea ca voi să obosiți și să îl călcați în picioare, să-i spuneți, dai, du-te și vediți de drumul tău. Se mai vede un câine foarte mare în fața unei persoane cu inițiala de G, un U mi-apare un S, aveți un dușman, da? Cu toate că acest dușman nu latră, nu nimic, câinele este pe negru, dar totuși feriți-vă, pentru că este destul de mare, ca și cum ar fi un dulău din ăla de munte care păzește oile, este clar că aveți de confruntat cu unii dușmani. Nu sunt chiar atât de periculoși cum par, da? Câinele care latră nu mușcă, așa se spune un proverb. De obicei mai sunt și câini care latră și mușcă, dar acest câine stă și doar veghează. Poate să fie un dușman care din umbră vă urmărește, vrea să vadă ce faceți, unde mergeți, sau persoane invidioase sau persoane bârfitoare, da? Nu trebuie să le puneți la suflet, dar oricum fiți atenți cu ochii în patru zări, da?
Aici mi apare o sirenă care are o inimă în mână, este foarte frumos. Deci aici va fi o dragoste adevărată, o dragoste frumoasă. De ce sirenă? Poate că voi, multe dintre voi ca femei, vă simțiți ca sirenele blestemate, pentru că se zice că sirenele se îndrăgostesc de pământeni, dar nu pot să-i aibă pentru că nu se poate transforma în femeie decât odată la 6 ani, așa se spune, da? Și voi ziceți, vai, că acest bărbat nu o să fie niciodată al meu, că eu am un blestem deasupra mea, nu este adevărat. Nu aveți niciun blestem, aveți ceva ghinioane, luptați pentru acest bărbat dacă el are inițiala de M, dacă are inițiala de E, sau poate voi sunteți cu inițiala de E și I. Luptați pentru că, oricum, eu zic că această persoană a fost trimisă în viața voastră din partea Universului sau va fi trimisă peste 3 puncte, care poate să însemne 3 zile, 3 luni, 3 săptămâni, da? Sau pe data de 3, și acest bărbat va fi cu voi și coada de sirenă vă va dispărea și vă veți transforma în realitate într-o ființă umană, da? Poate sunteți persoane visătoare, să zicem așa. Ce mai mi-apare mie aici? Un ceas. Ce vrea să zică ceasul? Nu mai durează mult și pentru o persoană cu inițiala de S, pentru o persoană cu P, iară mai mi-apare un Z, da? Dacă sunteți cu Z, este o chestiune de timp, cum se spune, se rezolvă o situație care voi v-ați confruntat cu ea, fie pe dragoste, fie pe bani, fie în afaceri, nu contează ce problemă, acest ceas îmi spune că nu mai durează mult, mi-apare ora 12, da? Poate sunt 12 ore sau poate la ora 12 sau peste 12 zile se va rezolva o situație cu care voi v-ați confrunta sau vă confruntați în prezent și lucrurile se vor rezolva ca prin minune. Aici îmi apare o sfântă care stă în picioare, dar nu pot să-i văd foarte bine fața, este o sfântă care stă cu mâinile așa, protejează o casă. Poate că voi aveți o protecție foarte mare la casele voastre, da? La picioarele acestei sfinte este o inițială de V, un L și un A. Deci dacă sunteți cu aceste inițiale, să știți că voi sunteți protejați de o anumită sfântă. Poate să fie Sfânta Fecioară Maria, Sfânta Marta, Sfânta Lucea, Sfânta Ana. Este o grămadă de sfinte. Sau poate aveți voi o statuie în casă care stă cu mâinile așa, care o reprezintă pe Sfânta Fecioară Maria. Eu văd că sunteți protejați. În sufletele voastre, dragii mei, v-am zis de acest aur care ieșea la început, ia uitați-l acolo, da, se vede. Sub acest aur, da, ce vrea să zic? Că voi aveți un dușman, un dușman foarte periculos, da? Taurul ăsta știți destul de clar sau sunteți în zodia Taur, dar eu tind să cred că asta are legătură cu un dușman. Acest dușman are o invidie pe sporul banului și pe fericirea voastră, da? Dar eu deocamdată îl văd pașnic. Poate că în trecut vi-o fă creat probleme, acum stă pașnic și mănâncă iarbă, ca și cum ar obosit, nu? Ca și cum vrea să stea jos, mai are putere, da? În special are treabă cu o persoană cu inițiala de V. Poate să fie și un bărbat în zodia taurilor, în zodia taur, mă scuzați, care voi ca și femei cu inițiala de U și V sunteți îndrăgostite de acest bărbat, dar să știți că el nu prea este cu gândul la voi, da? Uite, din cauza asta și vărsați lacrimi, pentru că acolo mie mi-apare și o inimă ruptă, da? Se mai poate vedea un pom care stă să cadă, niște greutăți în viața voastră, sunteți aplecați la pământ din cauza supărărilor, dacă aveți inițiala de T. Puneți-vă o dorință, dragii mei, dragile mele, hai să vedem ce vă arată voi aici, pe farfurioară. Hai să încercăm să descifrăm, da? Haideți să vedem ce se arată. Ia uitați aici golul ăsta sufletesc, da? Voi aveți aici un gol, un foarte mare gol sufletesc pentru o situație în dragostea voastră. Nu mai găsiți ieșirea, vă cade tot felul de blocaje. Voi da lumânare de aici că mă ard, iau foc. Asta mai întrebe după ce căpățesc atâtea. Înțelegi? Deci aveți probleme cu un bărbaș atent spre blond care deocamdată este întors cu spatele și o plecat după altă femeie. Vă doriți ca acest bărbat să se întoarcă înapoi, chiar și vărsați lacrimi din cauza asta. Acest bărbat este plecat la un drum lung, dar el nu umblă doar cu această femeie cu inițiala de U. El mai umblă și cu alte femei, se poate vedea, este un bărbat curvar. Ar trebui să vă luați gândul de la el, da? Ce se mai arată aici pentru voi toți? Ia uite, o inițială de C, cu o verghetă, o stabilitate într-o dragoste, inițială de A mare cu un punct,
O persoană cu inițiala de A va avea un necaz într-un punct, asta este fața care ea plânge. Aici această femeie suferă din cauza unei dragoste și are și copil, da? Și aici se mai poate vedea un as de Pinocchio cu ochelari. Deci sunteți mințiți în ceva anume, da? Dacă sunteți cu inițiala de L, de I și de A, în două puncte, dorințele voastre se vor îndeplini cu succes. Pentru alte persoane, lucrurile sunt în așteptare, pentru că aici sunt niște blocaje și niște încălcituri, să zicem așa, da? Vom vedea și pentru varianta numărul 2, dragii mei, dragile mele, să vedem ce vă spune și vouă varianta numărul 2 în cănița de cafea. Voi da din nou astea și după aia, bineînțeles, le voi da deoparte când va fi momentul. Să vă extrag și vouă o carte pentru numărul 2. Haideți să vedem și pentru voi cei din a doua variantă. Sper că acum vă place că am schimbat cănițele, da? Bani, succes, da? Voi veți avea succes în următoarele 2 sau 3 săptămâni, luni, zile. Veți avea un mare succes de bani, veți avea un noroc din mai multe puncte de vedere, dar în primul și în primul rând se referă la bani. Veți avea un mare noroc de bani, energia banilor sau vreți să aveți mai mulți bani, dar fie cum o fi, voi veți avea bani. Hai să vă văd și cănița voastră. Ia uitați acolo, dacă vă uitați, este o femeie cu gura căscată care se miră, da? Această femeie se miră foarte tare de ceva anume, vedeți? Este și un liliac pe negru, deci acolo nu prea e bine situația, o să vedem pe după aia. Aici scoateți niște lacrimi afară din cană, plângeți, da? Pentru ceva anume, aveți o problemă și vărsați lacrimi, sunteți care plângeți aici în a doua variantă. Hai să vedem despre ce-i treaba aici. La casele voastre. La casele voastre, în 4 puncte, lucrurile nu mai stau ok. Ce vrea să zic? 4 puncte poate să fie 4 zile, v-am zis, la ora 4 sau pe data de 4, da? Sau 4 săptămâni sau o lună. O să aveți ceva, neînțelegeri cu cine locuiți în casă, că locuiți cu mama, cu tata, cu frate, cu soră, cu soțul, cu copii. Veți avea ceva gâlceavă, veți avea ceva neînțelegeri, planează asupra voastră neînțelegerile, da? O să aveți niște goluri sufletești, mai ales dacă aveți inițiala de U, mi-apare un U foarte mare. Aici vi se deschide o ușă a norocului pentru mulți cu inițiala de F și N. Dacă aveți inițiala de N și F, la un drum scurt, vi se deschide o șansă de reușită printr-un loc de muncă, un succes. Doriți să luați un examen, îl veți lua cu bine. Doriți să vă angajați undeva, vi se deschide o ușă a succesului, maxim într-un punct care poate să însemne maxim o lună de zile, se deschide ceva cu mare noroc pentru voi cei din a doua variantă. Mai sunteți aici care aveți cruciulițe de boală. Vă trec cruciulițele de boală legate una de alta. Poate este o răceală. De obicei, dacă te răcești în casă, tu îi dai și la soț și la copii și la asta. Nu sunt lucruri foarte grave. Aveți grijă la răceli. Aici mi-apare un A, mi-apare un L și un S. Deci dacă aveți aceste inițiale, aveți grijă în următoarea perioadă că vă paște o răceală, da? Dacă aveți în casă, dragii mei, geamuri sparte, da? Crăpate, să vă zic așa, dacă aveți oglindă crăpată, faceți bine și le schimbați pentru că atrage ghinionul în casa voastră de bani. Văd aici un geam care este crăpat în, așa în zigzag, un geam foarte lung, a fi geamul de la balcon și voi din cauza asta pe acolo este fluxul de energie care se scurge, energia bună din casă. Nu este bine să ai lucruri crăpate în casă, nu este bine să ai farfurie crăpată, trebuie aruncate. Oglinda dacă e crăpată trebuie schimbat, geamul de asemenea dacă e crăpat, un bibelou dacă este crăpat, nici măcar să-l mai lipiți, chiar dacă țineți la el va trebui aruncate, pentru că lucrurile crăpate în casă nu atrag binele, atrag răul, da? Atrage sărăcia, atrage problemele, suferința. Voi dacă aveți un geam crăpat în casă, da, faceți bine și schimbați, dacă aveți inițiala de G și B, schimbați-vă acest geam sau fereastră sau oglindă ce aveți, pentru că atrageți ghinionul în casa voastră, în special din punct de vedere a banilor, da? Aici mi este o potcoavă, o potcoavă foarte mare în casele voastre pentru persoane cu inițiala de T și I. Aveți un noroc sau vă intră un noroc mare în casă, da? Vă intră acest noroc în casă. Dacă cumva faceți rost de o potcoavă de fier,
puneți-o cu picioarele în sus, nu în jos, da? Pentru că de sus din univers vine norocul. Puneți-o la ușa de la intrare cu picioarele în sus ca să atragă norocul. Pentru că eu văd aici o potcoavă în casele voastre, da? Și o să vă aveți un mare noroc în următoarele zile sau poate săptămâni, da? Ia să vedem un cal aici. E, aici este o problemă, da? Aici este un cal care ar vrea să urce un munte, să se ducă la o femeie cu părul lung blondă, da? Dar această femeie are o negru, are o păcură, are o ceață urâtă în fața ei. De ce? Pentru că această femeie are farmece făcute, da? Această femeie are cununile legate și soarta ei întârzie să apară. Soarta ar veni, uite că e pe drum, ar vrea să vină acest cal. Dar nu poate să ajungă la această femeie pentru că această femeie de 4 ani, pentru că mi-arată un 4, are farmece și nu poate să-și întâlnească destinul și își pune blocaje soarta să se mai întâlnească cu ea. Da? Această femeie văd că nici nu face absolut nimic ca să schimbe situația. Nu văd să fi mers nici prin mănăstiri sau biserici, nu văd. Ca și cum ea consideră că asta este viața, este necazul. Nu, draga mea, du-te și umblă, mai ales dacă ai inițiala de E, îți apare un E, un L, da, și mai apare un I. Dacă aveți aceste inițiale și sunteți singure și aveți depășit deja de 36, 37 de ani până în 41, mergeți și căutați-vă pentru că voi aveți cununile legate și nu puteți să fiți cu nimeni, da? Ce se mai arată aici? Ia uite și aici mi-a arătat un drăgușor. Deci ca să vezi, ca și cum dansează un drăgușor în casa cuiva, dar pe masa de la bucătărie. Știi cum se zice? Când persoanele nu sunt acasă, joacă șoareci pe masă. Da, de data asta este un drăgușor, da? Dansează cu o bucată de pâine în mână, da? În capul acest drăgușor este o inițială de 3. Deci nu este inițială, este cifră, mă scuzați, de 3. Iar în mâna aialaltă are o inițială de C, asta vreau să zic, iar la picior are o inițială de N. Dacă sunteți persoane cu C, cu N, să știți că de 3 luni de zile voi aveți ceva în casă aruncat de o femeie, care această femeie are inițiala de V, ea v-a aruncat în casă să nu mai aveți bani. Fiind pe masa de la bucătărie și dansează, vi-o luați porul banilor, da? Și dansează și își bate joc. Voi sunteți supărate, numărați bani pe bani, numărați monezile, numărați cenți și nu mai aveți bani. Dar el e acolo, prezent în casă, căutați preotul, aduceți-l să vă facă o peștanie, pentru că drăgușorul ăsta, ia uite-l aici cum dansează și mai ales că vă mănâncă și pâinea, deci nu aveți mâncare, da? O apă curgătoare îmi cade aici, este foarte bine, cu un 7 cu o realizare, da? O să aveți un mare noroc, mulți dintre voi, tot rău se va spăla, tot rău va curge la vale, pentru că sunt două biserici unite una lângă alta, poate că mergeți la o mănăstire munte unde este și această apă curgătoare. Poate că umblați prin biserici, dar eu vă spun că ceva se dezleagă, ceva se duce rău, se spală, da? Fiind luna martie, se dezgheață apele, v-am zis eu, se duce rău la vale, e foarte, foarte frumos. Un cocoș foarte mare mai încade, asta este clar că vă așteaptă la un drum lung, o reușită, pentru că este drumul lung de țară străină și acest cocoș stă fix pe drumul ăsta foarte lung, da? Că plecați în țară străină, Germania, Italia, Irlanda, ce știu unde vă mai duceți, vă cade cu mare noroc, da? În sufletul vostru, hai să vă zic eu de ce vă speriați voi aici și așa, da? Mai mult vă mirați, nu că vă speriați. În capul vostru aveți o mare supărare, care nu v-ați așteptat la așa ceva. Dacă sunteți, vă spun imediat, cu inițiala de C, iară mi-apare un C, iară mi-apare un D de data asta, un foarte mare D, o persoană care poate să fie bărbat sau femeie, nu văd clar ce este, nu v-ați fi așteptat la așa ceva din partea acestei persoane și vă mirați foarte tare. Orică auziți ceva de o persoană care nu vă vine să credeți că această persoană a fost în stare să facă așa ceva, orică o persoană care voi ați avut-o la sufletul vostru și vi s-a părut o persoană de foarte mare încredere, vi-a făcut ceva la care vă mirați ca și cum, vai Doamne, nu vine să cred ce s-a întâmplat, știi? Deci vă mirați de o situație, dar este o situație de rău, nu este de bine. Hai să vă puneți și voi aici dorințe, ia uite ce miese, aveți vergheta destul de ok voi de aici, din prima variantă. Deci aveți stabilitate în căsnicie, aveți stabilitate, vă veți întâlni destinul, zic eu cât de repede. Vergheta voastră nu este ruptă, dar aici este o lumânare și aici dacă vă uitați foarte bine, ca și cum ar fi o femeie îmbrăcată în
în negru, într-un punct. Această femeie a încercat să vă facă ceva pe verghetă, dar nu a reușit. Da? Această femeie este în afara verghetei voastre, toți cei care ați avut probleme în dragoste, în căsnicie. Această femeie a încercat să vă facă ceva, dar nu a reușit. Această femeie are inițiala de T și un F. Ia uitați-vă că aici sunt două drumuri, da? Două drumuri, dar aici sunt obstacole la aceste drumuri, da? Deci nu, aici este o inimă ruptă. Deci la depărtare de două drumuri voi aveți dragostea voastră, dar este ruptă, aveți probleme, da? Ce se mai vede? Aici este un animal, da? Care stă în spatele lui un mare necaz, iar și aici femeia aia, dacă o punem așa cum se transformă într-o broască țestoasă, care lucrurile merg foarte greu, încet. Aici este o persoană care îi dă bătaie la fund la altă persoană. Poate că voi aveți copii și îi bateți la funduleț pentru că fac rele, da? Să zicem așa, da? Sau poate că ajutați copii, dacă sunteți cu inițiala de S, să construiască ceva, să facă ceva lucruri creative. Mai mi-apare iară zodia balanță, sunt două balanțe, aici vi se va îndeplini o dorință dacă sunteți în zodia balanță și iară planează Taur. Deci este clar că în această variantă, da, în această variantă nu mi-a ieșit în fundul cănii Taur, aici mi-a ieșit, dar și aici pe parcurie mi se iară Taur. Deci este clar că balanța Taur veți avea îndeplinirea unor două dorințe, da? Pentru alte persoane aveți supărare, singurătate, aici nu cade verghetă închisă. Aici sunteți mulți care vi se va îndeplini dorința, unii dintre voi nu veți avea reușită pentru că nu gândiți pozitiv, încercați să gândiți mai pozitiv. Să nu uităm, dragii mei, că eu mă rog, da, v-am spus și vă specific, lăsați-vă în primul rând pentru sănătate, că e mai importantă decât toate, sănătate. Dacă nu avem sănătate, nu avem parte de nimic, absolut, putem să avem toți banii din lume. Toți cei care aveți probleme de sănătate, lăsați-vă sub acest video. Și când aveți voi posibilitatea sau treceți prin fața unei biserici, faceți-vă cruce și gândiți-vă la doamna Cristina, să zicem așa, și la copilașii ei și la bărbați. Hai, v-am pupat, rămâneți cu bine, sper că această săptămână să vi se îndeplinească dorințele. Eu sunt lângă voi pentru orice sfat, orice detaliu, căutați-mă pe WhatsApp. Cu această ocazie vă dau mii și mii de pupici și vă doresc tot binele din lume. Mua!